Bun, hai să vorbim o dată pentru totdeauna pe subiectul ăsta în care se pare că e foarte greu să explic sau să înțeleagă lumea ce explic. Un mascul este încă în stadiu de papi, de adolescent, jucăuș, pozitiv și așa mai departe, pur dacă vrei, da? Până undeva la un an și două luni, un an și patru, poate un an și șase luni. După un an și șase luni, deja testosteronul produs de testicule începe să-și facă efectul și o să înceapă să fie disperat, să aibă un sex drive foarte mare, să fie agasant pentru orice femeie e în preajma lui, o să înceapă să fie competitiv cu alți masculi, o să înceapă să facă acele mișcări cu lăbuțele și așa mai departe, astfel încât să marcheze, o să aibă tendințe dominante, o să devină mascul cu capacitate de reproducere. Și chestia asta nu este doar fizică, biologică, ci este mai ales mentală, da? Deci, cum ziceam, între un an și două luni, un an și șase luni, el mental se schimbă, cogniția lui se schimbă. De ce? Pentru că în craniu, supa aceea care înconjoară creierul și care este crucială pentru procesele lui mentale, pentru procesele neurologice, cognitive ale cățelului, se schimbă, da? Ajunge testosteronul să fie mult mai concentrat. Bun. Acum, de ce castrăm masculii? Păi castrăm pentru că în momentul de față, în epoca contemporană, acest testosteron nu-și mai are loc în existența cotidiană. De ce? Acum 50 de ani, masculii consumau testosteronul odată, la reproducere, pentru că trebuiau să facă competiție cu alt mascul pentru a câștiga de reproducere cu femela. Consumau testosteronul în momentul în care apărau proprietatea de invadatori, precum lupi, urși, vulpi, șobolani, vidre, ce vreți voi. Consumau de fiecare dată când făceau pază, când venea cineva și s-apropia de curte. Consumau testosteron de fiecare dată când mergeau cu omul de acasă la câmp și aveau drumuri și făceau deplasări, făceau efort fizic și așa mai departe, da? Ori în ziua de astăzi un mascul stă degeaba, predominant stă degeaba. Nimeni nu face joacă efectivă, educativă cu el, nimeni nu face stimulare, nimeni nu face educație. Majoritatea câinilor doar stau în 250 de metri, stau în 500 de metri, sau mai rău, din ce în ce mai mult stau într-un padoc de 16 metri pătrați, unde deja când ai 16 metri lumea se laudă, bă, dar are 16 metri pătrați. Gata! Și atunci castrați, vă rog, masculii. 2. Nu vă așteptați ca după castrare un mascul să fie automat moale, calm, să fie pasiv, pentru că nu se întâmplă lucrul ăsta. Odată ce el a trecut și mental a intrat în starea aia de fight or flight și el a devenit adult cu mentalul lui de competiție, de dominație și așa mai departe, castrarea nu va face minuni. Trebuie să lucrez la psihic. Cum lucrez la psihic? Păi dovedesc că eu sunt pack leader, dovedesc că pot să fie calm în preajma mea. Lucrez cu el, îl antrenez în mai multe situații, da? Efectiv, biologic, testosteronul nu părăsește corpul până la 6-9 luni după castrare. Deci îl castrez astăzi și undeva peste 9 luni va fi eliminat acel surplus de testosteron care i-a fost secretat în permanență de testicule. Dar principal, castrați masculii pentru că astăzi îi chinuiți. Ei nu mai au unde să-și consumă testosteronul. Acumularea de testosteron dă dezechilibre psihice, cognitive, mentale și